Bună ziua tuturor! Reluăm seria de filmulețe cu diverse discipline din dresajul câinilor de aret versatili, aplicabile al minter și la alte rase. Iar astăzi vom intra în disciplina de aport. Vom continua, de fapt, cu disciplina de aport. Vă voi arăta câțiva pași intermediari de care sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră, într-un mod sau altul, și-a pus niște întrebări. Cum poate fi convins câinele să țină aportabilul, ce trucuri există și, bineînțeles, vom merge mai departe cu niște exerciții, poate un piculeț mai complicate, nu foarte din punctul meu de vedere, dar sper să fiu suficient de sugestiv să înțelegeți exact la ce se referă. Evident, filmele sunt cu titlu informativ, sunt în primul rând de exemplificare a ceea ce trebuie de fapt un câine să facă. Iar acum vom începe acest exercițiu cu această lesă lungă, pe care o și desfășurăm. Vă voi arăta pe parcursul filmulețului exact de ce o folosesc. Așa, și ce trebuie făcut să facem câinele să înțeleagă ce ne dorim de la el și, bineînțeles, să înțeleagă că aportul el trebuie să-l apuce, să-l țină și să-l lase la comandă. Acest lucru vă va scuti pe cei care aveți probleme cu vânatul mâncat de foarte multe probleme. După cum spuneam, pașii în aportul forțat sunt: câinele trebuie mai întâi să se obișnuiască cu mâna, să facă o priză pe mână, apoi cu aportabil. În momentul în care mâna și priza pe mână este suficient de bineînțeleasă, o să începem cu aportabilul. Îi desfacem gura, cum arătam, aport, îi ținem, nu-i dăm voie să scuipe, gura se ține în permanență închisă, după care lasă, și recompensă. Exercițiul trebuie repetat de mai multe ori. Deci, gura se deschide, aveți grijă la buze să nu și le prinde, aport, se ține, la un moment dat câinele va dori să scuipe, nu-l lăsați, 1, 2, 3 secunde dacă o ține, lasă și recompensă. Mai departe, în momentul în care câinele a început să țină aportabil, el va trebui convins, pasul următor este de a fi convins să deschidă gura și să-l apuce. Cum se face treaba asta? Evident, câinele nu va dori de la început. Urechea se prinde un pic, în acest fel, iar aici există niște carunculi. Așa, și se exercită o ușoară presiune pe ureche. Port. Țin aport. Lasă. Și, bineînțeles, recompensă. Deci, mâna pe ureche, în cazul în care nu vrea să deschidă gura, se ciupește un pic, nu foarte tare, doar să-i creăm un foarte mic disconfort. Comanda aport. Nu vă grăbiți să luați din gură. Ține, 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 lasă. Și recompensă. La picior. Următorul exercițiu este cu aportabile din ce în ce
mai grele și, de fapt, cel mai important, diferite. Cât mai diferite. Trusa de aport, la mine cel puțin, este compusă din 12-14 aportabile. Astăzi o să lucrăm doar cu câteva. Așa. Deci, ești la picior. La picior. Deci, poziționăm câinele la picior și pe lesă, în control, îi dăm comanda de aport. Aport. Aici. Lasă. Da. Și recompens. Așteaptă. Din nou. Apor. Aici. Lasă. Și recompens. Așteaptă. De ce lesă lungă? Controlul pe câine. Câinele trebuie să înțeleagă că trebuie să vină direct la noi. Având lesa, îl putem corecta, îl putem direcționa cât se poate de ușor. Aport. Aport. Lasă. Eventual mărim și distanțele câte puțin. Aport. Lasă. Da. Și da. Finele deja anticipează ce-mi doresc de la el. În situația asta să fac câțiva pași, să vadă că de fapt vreau cu totul și cu totul altceva, nu un aport imediat. Aportul trebuie să fie o comandă pe care el trebuie să o asculte. Nu să anticipeze și să facă că știe că îi place neapărat. Aport. Lasă. La fel, câinele anticipează, pas. Pentru a fi scos din stare, ne învârtim un pic cu el. Port. Exercițiul îl voi complica un pic, în sensul de a vă arăta, câinele deja acum este în transă, bănuiește, știe cam ce ne dorim de la el și de aceea la acest moment trebuie să-l luăm un pic, să-l scoatem un pic din această transă și această repetitivitate. Drept pentru care îl iau pe lesă și mă plimb cu el. Pas! Pas! Cu ocazia asta și măresc distanța dintre câine și aportabil. Pas!
Vedeți? Câinele își dorește deja, aproape că nu se mai concentrează pe nimic altceva decât aportul. Nu trebuie lăsat să intre în frenezie. Trebuie convins, încet, cu răbdare, exercițiile să le facă calm și echilibrat. Aportul pasionează câinele și pasionează foarte tare câinele. Mai ales în momentul în care începe să înțeleagă ce vă doriți de la el, să vedeți că face orice doar să ajungă la exercițiile de aport. Nu trebuie lăsat să se pasioneze excesiv în așa fel încât să nu se mai concentreze. După cum s-a văzut mai devreme, nici nu mai știa în ce poziție să se pună să-i dau drumul să se ducă la aport. Drept pentru care am oprit-o, am calmat-o și aportul se va întâmpla fix când eu îi cer lucrul ăsta. Câinele trebuie calmat. Șteaptă. După ce se calmează și îl vedem, nu, semnele de liniște, de echilibru, se văd în momentul în care câinele nu mai gâfâie. Câinele se concentrează pe mine, eu îi arăt ce are de făcut și veți vedea și rezultatul. Aport! Lasă! Aceleași exerciții se pot face dacă suntem convinși că pălesă câinele funcționează cum trebuie, se pot face și cu câinele lăsat liber. Un număr de exerciții pe lesă lungă, după ce câinele a înțeles ce ne dorim de la el și începe să își intre într-un firesc al corectitudinii exercițiilor, lucrăm cu câinele fără lesă, ceea ce se va întâmpla exact acum. Eu lucrez cu mai multe feluri de aportabile, o să vi le descriu pe măsură ce câinele le aduce, care le înșirui, le pun în linie, iar câinele, la comanda aport, trebuie să înțeleagă că trebuie să se ducă, să ia și să aducă direct la mine. Aport! La picior. Aport. Lasă. La picior. Fort. După ce câinele începe să înțeleagă și după ce câinele execută constant corect, e bine să introduceți pe parcursul acestui tip de exerciții ceea ce am să vă arăt imediat la ultimul aportabil, și anume fiabilitatea. Câinele va trebui să demonstreze fiabilitatea aportului. Ce înseamnă lucrul ăsta? Faptul că în momentul în care e rechemat și îi se dă orice altă comandă, trebuie să o execute fără a lăsa din gură aportabil. Lasă!
Port. Port. Spinele se duce, ia portul, se întoarce. Momentul acela, fluier de down, câinele nu are voie să dea drumul din gură. Fluier de apel. La picior. Lasă. Ra. Atât pe ziua de astăzi. Următorul episod va fi tot despre aport. Aportul este o disciplină destul de dificilă, destul de amplă, care îmbracă nenumărate fațete și extraordinar de importantă la vânătoare, după cum toți bine știm. O zi plăcută tuturor și la bună revedere!